Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Hurezeanu, bine v-am regăsit la Schimbarea la Față. Această duminică orașul nostru este binecuvântat de o relicvă sfântă, despre care se crede că este un fragment din crucea pe care a fost răstignit Iisus din Nazaret. Este buna vestirea întrupării divinității, începutul primăverii religioase, când lumina și întunericul stau în balanță, așa cum de 2000 de ani crucea este simbolul suferinței, pătimirilor acestei lumi, dar și al speranței mântuirii. Istoria recentă a umanității este o istorie a crizelor de toate felurile, economice, sociale, politice, financiare, ecologice. Acestea punctează visul unei umanități fericite care pare să se fi transformat într-un coșmar. Am creat un sistem al competiției acerbe, în care distrugerea adversarului este o izbândă, iar singurătatea și nefericirea este implicită. Un sistem al separării de ceilalți și de noi înșine, în care crizele exterioare reflectă de fapt o criză interioară a umanității. În acest an 2012, multe profeții străvechi îl consideră un început, un sfârșit și un început de ciclu. Oameni de știință, maestri spirituali, artiști, teologi, strategi, manageri stau acum la aceeași masă pentru că trăim timpuri de mare cumpăn la nivel planetar și că motivul pentru care se întâmplă acest lucru este în esență modul în care privim lumea și pe noi înșine. Acești vizionari vorbesc în termeni de urgență, de necesitatea schimbărilor profunde în știință, în politică, în medicină. Astăzi, invitatul meu este doctor, medicul Rached Elias Daud, de asemenea poet, scriitor și filozof mistic, un om pentru care România este de asemenea o patrie, a doua patrie, născut în Liban, sub cedrii munților Libanului, în 1953. El este unul dintre acești vizionari. Un om care în ultimii ani a devenit cunoscut și în Orientul apropiat, dar și în România, la Cluj, la Beirut, în Orientul Mijlociu, a devenit cunoscut ca un practician și adept al unei noi medicini, de care se vorbește tot mai des, o medicină care cu o abordare mai sofisticată, mai profundă a suferinței umane. El, de asemenea, pentru că trăim această sărbătoare, domnule doctor Rached, astăzi a bună investire să ne amintim că Libanul este menționat de 70 de ori, de peste 70 de ori în Vechiul Testament și că nu este doar leagănu ca și cunoscut, fiind ca și Fenicia în timpul străvechi, leagănu antreprenorilor și bancherilor celebri în toată lumea, dar într-un fel și al poeziei și al medicinii, de care dumneavoastră le uniți. Pentru că, al poeziei, pentru că spune cântarea cântărilor, nu această chintesență a poeziei, vino, mireasa mea din Liban, iar apoi profetul Ilie, atât de important, acest profet al focului, înger al focului, atât de important pentru toate cele trei religii care sunt acolo unde trăiți împreună, cele trei religii ale cărții, islam, creștinism, iudaism, pe drumul între Tyre și Sidon, nu? În Liban, la Zafaret, a vindecat pe fiul văduvei, trezindu-l din morți. Da. Deci, de fapt, acest antemergător al vindecătorilor se regăsește și în numele dumneavoastră, Elias, și la București este un spital cu numele acesta, un spital de elită. Da. Domnule doctor, astăzi este buna vestire, astăzi multă lume stă să vadă. Bine, acest fragment. Bineînțeles că e foarte important. Această relicvă. Este, cum este? Românii au o devoțiune religioasă mai specială decât alții sau e un exces de ritualism? Nu. Românul, dacă îl uităm la istoria României și uităm la sufletul oamenilor, sunt oameni de credință. De ce sunt oameni de credință? Și de ce ei se apropie de spiritul creștinism, în care, pe plan spiritual, acest lucru mă unește... Ritul original al creștinismului. Mă unește cu român. Spuneam aici, Elias. Da. Mă unește cu acest spiritualitate cu român. Pentru că Hristos a trăit în Liban. Și Hristos a făcut prima minunele lui cu... Acel exorcism. Da, exorcism. Da, nuntele de la Cana în Liban. Și a avut și bunicii lui de la Sfânta Maria, de la Joachim, Anna Joachim, în Liban. Și el a trecut peste tot în Liban. Și Libanul era leagănul de acest spiritualitate creștină pentru toată lumea. Era de acolo
s-a crescut florile creștine și s-au dus toți sfinții peste tot. Pentru aceste... Și Sfântul Pavel, nu? Sfântul Pavel, s-a convertit toți, pe drumul toți. Dintre Ierusalim și Damasc, care da. E undeva în Liban, da. Nu? Tot de acest lucru. Pentru asta creștinismul este geneza Libanului. Geneza Libanului. Și acest creștinism în care în această stară a gestat această conștiință divină, care s-a pregătit cultura oamenilor pentru așteptare lui Isus. Această civilizație este civilizație veche a Libanului. Românul este născut din această credință creștină. Românul s-a născut creștin. Românul nu s-a născut un țăran, s-a născut un adevărat creștin, un țăran cu credință, un om de pământ cu mare credință. Și credința este foarte importantă. Dacă e foarte importantă în lume, atâta este importantă pentru mine, în ce fac, în de unde vin, de relație cu român. Pentru că credința vindică pe oameni. Da. Credința dă speranță în viață. Credința te înviază. Credința, de fără credință, viața n-are sens. Pentru acest lucru, românul este pregătit pentru această credință, pentru că a suferit. A avut frustrație, a avut o istorie grea, umilință și a rămas... este precondiția... Da, și a rămas omul al sufletului. Este român, este un om de suflet. Are bogăție sufletească, care uneori uităm chestii de asta, dar când în momente critice și este vorba de ajutor și vorba de oameni cum se întâlnesc, ved românul a uitat toată conjunctura și a devenit un adevărat om de suflet. Și apare credința. Această credință care îl vedem nu este o manifestare la față. Nu este un show. Nu este un, cum spune, un extremism sau o chestie de asta. Capotnicie. Da. Da. Nu este un... bigotism. Da, bigotism. Este chiar o trăire interior. În subconștient în care românul, dacă n-are credință la ora actuală, cu situațiile grele în care este încercată țara lui, nu poate rezista. Știți? Nu poate rezista. Și chestia de asta. Pentru aceea, primul lucru în acest zi, întâlnesc cu frații, cu prietenii mei români, cu acest spirit de credință. Atât în medicină, atât în poezie, atât în tot. Da, domnule doctor, medicină și poezie, Liban și România, apare Libanul și în psalm, când spune cel drept, înflorește precum palmierul și crește ca și cedrul Libanului. Și Dumnezeu, se spune că alt psalm spune că Dumnezeu însuși a plantat acei cedri ai Libanului. V-ați născut acolo sub acei cedri în munții Libanului. Sigur, se spune că și eu ved că Dumnezeu a plantat aceste cedri. Se spune că este mireasma lor, că da, este nemaipomenită. Pentru că aceste cedri sunt imortale. Până la ora actuală nu se știe ce vârstă trăiesc. Chiar dacă iei semințe de acest cedri și cultivi în altă parte, e altceva. Înseamnă este ceva acolo și... Am descoperit la munte la cedre acolo Hristos a avut o transfigurare. Așa se spune că muntele Hermon, da, nu? Da, Hermon da. Este muntele El a vizitat Hristos Tir, Sidon și a umblat în Liban și era drumul spre Damasc. Cele 10 orașul care l-a vizitat, care spune în Noul Testament. Pe drum și asta un vizionar, o femeie de viziune care a fost sfântă, care a avut inspirație de la Hristos, care se numește Anna Catrina Mordach, în cartea ei Zipașe, spune că a trecut la cedrii Libanului acolo, pentru că acest cedri considerat plantat de Dumnezeu a avut o transfigurare. Înseamnă acest, nu știu cum se numește în limba română, în care el a avut acest moment în care el a văzut pe Elijah și pe Moise Ilie și, pe și da. Cei și, care da. Ilie se spune că profetul Mohamed este întâmpinat de Ilie la porțile raiului. Domnule doctor, cum e să fii creștin acolo în acel nexus al sacralității de ultime ere ale noastre, acolo unde aceste religii sunt atât de înrudite prin sânge, prin profeții și prin genealogii biblice, islamul, da. Iudaismul, cum e?
Noi nu înțelegem ca români, așa cum nu simțim. Uite, noi în Liban, pentru că suntem o țară de civilizație creștină, chiar dacă sunt musulmani în Liban, sunt de etică creștină. Înseamnă creștinismul a influențat pe toate religii. Pentru că creștinul acolo, majoritatea e sfinți. De exemplu, Sfântul Mina a venit de la noi. Sfântul Anton din Liban. Toți acolo este Valea Cadișa, care Cadișa, lângă Cedri, se numește Valea Sfinților. Sau Valea... Acolo s-au trăit majoritatea sfinților și a fost această trăire spirituală naturală. Pentru aceea, cultura noastră este acest cultura de omului creștin. Este cultura în care și asta am văzut în război în Liban 30 de ani, dacă oamenii n-au avut credință, nu poate să reziste, domnule. Cum 30 de ani a distrus Libanul și tot oamenii au speranță, au credință, au chestii de asta. Orice se întâmplă, ei trăiesc această credință și această cultură. Plus, eu m-am crescut de o mistică creștină. Înseamnă creștinism pentru noi nu e dogma. Noi trebuie să te duci obligatoriu la biserică. Domnule, trebuie să trăiești ca un creștin. Înțelegi? Înseamnă, trebuie să trăiești cu iubire, cu speranță, cu credință, cu detașare de tine. Această școală spirituală care a început de la Enoch și a fost încărnat în practică și în realitate prin ce a făcut Iisus. Bun, domnule doctor, așa cum se întâlnește în mistică, se întâlnesc diferitele confesiuni religioase, care altfel la suprafață sunt rivale, nu? Da. Se întâlnesc. Tot așa se întâlnește cu Libanul, cu România în existența dumneavoastră, cum se întâlnește poezia cu medicina. Pentru că ați publicat, ați fost în România o figură, noi ne cunoaștem încă de foarte multe decenii și în anii 70 erați o figură foarte pitorească și interesantă peisajului cultural, literar al Clujului, publicați în revistele din Cluj, sunteți membru al Uniunii Scriitorilor, a fost descoperit de revista Flacăra, Constantin Noica, marele filozof român cu care ați corespondat, spune așa: poemul dumitale îmi aduce cu adevărat din armoniile stelare ale sufletului dumitale un prețios și întăritor ecou. Remarcat dânsul originalitate, inteligență, lirism de bună calitate și măreție a limbii. Și spunea: Sunt bucuros pentru țara mea că un tânăr cărturar de calitatea dumitale îi acordă interesul. Dar întoarce, mai continua filozoful, dar întoarce-te cândva în țara dumitale, că ce ai mari lucruri de făcut acolo. Ați venit în România, v-ați întors în Liban, ați terminat medicina aici și trebuie să mai spun un lucru. Apropo de acea simbioză între medicină și poezie, lucrarea de diplomă cu care ați absolvit Brio, Facultatea de Medicină la Cluj, a fost un volum de versuri prefațat de cel mai mare genetician român al celor vremuri, Constantin Maximilian. Da. Uite, toate lucruri, indiferent ce activitate ai, este pentru slujirea omului și pentru slujirea Dumnezeului în om. Înseamnă, pentru slujirii, aceste spiritualitate și acest trăire de care vorbește Iisus. Tot la credință. Indiferent. Când l-am scris poezii, am scris poezii că am trăit în fiecare cuvânt. Cuvântul care l-am rostit în poezii, l-am trăit, n-am citit în cărți. Eu n-am citit cuvântele de limba română în cărți. Eu am trăit limba română. Am trăit miezul de limba română, cum spus, prea dulce vorba românească, în rândul celor care scriu din inima lor tânărească, așa vrea să vin, să mă știu. Prea dulce vorba românească. Era dulce. Pentru mine era o limbă în care trăiesc și ved de credința mea și care mi inspiră imaginație și mi inspiră medicină și mi inspiră poezie, pentru că poezia n-a fost doar un refugiu sau un hobby, nu. De diversiune de la medicină. Și au mers împreună aceste împreună, pentru că poezie este o terapie al sufletului. Cum terapie al sufletului? Primul lucru, când un medic stă în fața de bolnav, din păcate sunt puțini medici acum stau în fața de bolnav cum un artist stă
ca un artist, pentru că medicina, cum spune Iuliu Hațeganu, este arta și știință și conștiință. Știință și conștiință, da. Da. Primul lucru, ce vezi în fața bolnav? Simți durerea lui. Trăiești durerea lui. Chiar simți că ești bolnav cu el. Dar medicina modernă, super tehnologică, da, occidentală, s-a depărtat, nu? De modelul, sigur, acesta, sigur, de compasiune, de empatie. Medicina modernă vine IRM, RM, sau vine radiologie și vorbește ce are multe, omul. Reci, da, intruzive. Dar medicina adevărată, dacă nu prima clipă ai intuiție ce omul are, înseamnă dacă în fiecare om este un medic, este un vindicator, este cineva care te cunoaște. Dacă medicul nu este ascultător la pacient, la vocea lui interioară, dacă nu are empatie cu el și cu noi, și trăiește suferința lui, nu are acest diagnostic intuitiv, că e foarte important să ai diagnostic intuitiv. De la intuiție, de la imaginație, aconsă, după aceea cauți... Se mai spunea și al șaselea simț, da, un simțul clinic, da, special. Cauți tehnologie, sau cauți laborator, sau cauți cum îl exprim în RTI, sau practic, sau în formă ce omul are. Da. Și atunci, ce se întâmplă aici? Medicul trebuie înainte să fie medic să fie un poet. Înseamnă să simtă poetul. De ce să fie un poet? Poetul simte durere, trăiește durere. Și din asta face art. Medicul trebuie să fie ca poet, să simtă durere de oameni. Această durere se-l mișcă pe... Dar această dimensiune intuitivă, sensibilă, sufletească în exercițiul profesional al medicinei, nu a fost în mod fatalmente, a trebuit să fie expulzată în condițiile în care s-a dezvoltat medicina. Medicina aceasta performantă, super tehnologizată, medicina aparatelor, medicina bazată pe știința carteziană, da, nu știința... Pentru că știința a uitat de credință. Și asta spun că este dat. A uitat omul, din păcate. Și a devenit știința. Știi că parcă este un Dumnezeu, domnule. Dacă cineva are o tumoară de cancer, era la anumit timp, deja știința îl condamnă pe el la moarte. Știi? Și nu, domnule, dar știința nu recunoaște, nu are constituit în vremul respectiv, că în fiecare om este un vindicator, este o putere de vindicare, este omul, el înăuntru are această posibilitate să autovindică. Știința vine aici. Uită chestia de asta. A uitat. Cum se face? Se produce o reîntoarcere la o reunificare între știință și spiritualitate? Sigur că așa a început. Uite la fenicieni, exemplu, la libanez, vechiul libanez. Strămoșii, da. Primul medic a fost, se numește Ishmon Asclepios. Ishmon Asclepios. Care după aceea devine Asclepios, da, la greci. Nu? Da, zeul... la greci. El s-a născut în Sidon. Și el era de școala cananiană de spiritualitate. Înseamnă spiritualitate Enoch și spiritualitate biblică, care a pregătit această spiritualitate până la apariția de Iisus Hristos. Înseamnă, vindicare era pe credință. Și se vindici de boală, trebuie să fii curățat emoțional. Înseamnă, vine la templul lui Ishmon Asclepios, pacientul. Se produce un extaz, o bucurie interioară, rugăciune, îl scoate pe pacientul de tot negativul lui emoțional și face pacientul să fie conectat cu Dumnezeu, conectat cu vocea lui interioară, conectat cu el. Când ajunge la asemenea situație, atunci el se practică cu diferite forme de medicină și Ishmon Asclepios a făcut mare vindicare. Și Iisus Hristos a făcut parte de acea comunitate a esenienilor, da, nu? Ishmon Asclepios l-a vindicat, unul era mort la trezit, cum Sfântul Elijah, cum Ezechiel, cum toți așa. A făcut minunele. Pentru că credința face minunele. Când credința se combină spiritualitate cu medicină, face minunele, domnule. Amândoi. Dar se ajunge pacientul la credință, trebuie să-l dai, să-l inspir cu energie pozitivă, să-l scoți de depresie, să vede că
că în viața asta, nu e asta boala, înseamnă este un dead sentence, înseamnă este sfârșit. Se înțelege din boala, el trebuie să aibă smirenie, trebuie să fie deschis. Boala este o experiență religioasă, sigur, o experiență sigur, de inițiere sau da, de căutare a da, identității. Și asta și monastica Lepus așa a practicat. Când a ajuns, el a plecat în Grecia. Se vede, se spune unde e originea de medicină. El a fost în Grecia acolo și el a învățat practic, sfârșit, și spirituală. Era civilizația atunci era știință cu spiritualitate. Apare la Pitagore, care era matematician și om mistic și chestii. Apare la Talos, la toate civilizații asta care a plecat în Grecia. Și după aceea, din generația lui, a fost Hipocrat, Hipocrat al cincilea, care noi îl jurăm, îl tătări, eu știi, jurămintele. Jurămintele absolvenților. Atunci, geneza de medicină, care a apărut cu Hipocrat, a fost o școală de credință spirituală, în care s-a întâlnit tehnică, formă, cu esența de vindicare. Cu timp a venit în secol după aceea în Europa, a uitat după ce a fost în influența medievală de biserica catolică, a uitat scolastică. Da, l-a refuzat partea cealaltă de medicină care este practică și chestia de asta și a început, domnule, nu este ceva medicină, este ceva să scoatem duh rău și așa ceva. Chiar și a căzut în partea aceea. Se desparte magia de da, medicină. A venit medicină de 20, de secolul 20, a devenit mecanică. A uitat omul și a tratat omul ca un robot. Ca o mașinărie. Ca o mașinărie. Știi? Te tratează ca o mașinărie. Și doctor a uitat, trebuie el să vindică pe el, să fie un slujător al pacientului și inspirat cu iubire și trăirile și compasiune. Pentru că una din primele maxime ale da, medicinii lui Asclepius este: doctore, vindecă-te pe tine însuți. Sigur, sigur. Exemplu, Hipocrates refuză cadouri, refuză lumea materială, a refuzat de la Roxana, nevasta lui Alexandru, orice cadou, a refuzat de la persian. El era detașat, era ca un sfânt. Bun, revenind la, în contemporaneitate, domnule doctor, dumneavoastră nu sunteți, cum spuneam, un poet și un filosof ca hobby, și în rest, în perioada de la 9 la 5, scrieți rețete cu super medicamente sau operați cu bisturiu. Nu e doar filozofie ce faceți, se spuneți acum, este practică medicală. Dumneavoastră ați fost descunoscut ca un practician, ca un adept al unor practici mai puțin ortodoxe în perspectiva asta, mecanicista medicinii de care spuneam, da, dar cu mult succes, apreciat, cu lucrări publicate, cunoscut, cu pacienți care vă caută, de atât din vest și din est, și cu rezultate. Sigur. În practica dumneavoastră medicală, specială, în ce constă și cum? Depinde de trei lucruri. Primul lucru, dacă între mine și pacient nu este empatie, nu este chemistry, nu este comunicare. Nu comunicare prin vorba, comunicare prin suflet. Nu ai ce se practic. Nu ai ce cum se practică. Asta este o forță, comunicarea asta, nu? E o forță, nu e o poveste. Nu e o poveste lirică, frumoasă, nu? Da. Știi? Dacă nu este acest empatie, dacă nu este. Doi, dacă pacientul nu este pregătit, știi, trebuie să el să aibă voința și speranța de vindica și aibă această chemare. Știi? Înseamnă că este un potențial interior. Este un vindicator în fiecare pacient. Și cu empatie asta și chemistry asta și emoții pozitive, spunem, sau iubire, compasiune, așa ceva. Da. Deci medicul devine un însoțitor al pacientului pe drumul lui. Stimulez acest vindicator în el. Al treilea, trebuie tehnică. Fără tehnică, bazată pe diagnostic, bazată pe medicină clasică, și toate chestiile astea. Pe cele mai avansate explorări. Trebuie să le înțelegi. Sufletul omului în care tu
în relație cu tine ca medic, trebuie să le înțelegi, înseamnă psiholog, trebuie să le înțelegi după ce e boala lui. Neuropsihobiologia, da, neuroștiințele care sunt foarte avansate și care se întâlnesc cu mistica. De exemplu, mulți care la ora actuală pretind că sunt vindicator. Ei fac așa cu mâinile și chestii. Se uită omul că este și partea lui este biologic. Nu putem să le ignorăm medicina. Medicina ce a făcut până la ora actuală este foarte bine. Pentru că a pus în structura de biologie o realitate umană. Dar nu e suficient să uiți la pacient numai ca un corp biologic. Nu e suficient. Cuantificabil. Da. Există ceva și dincolo de cuantificarea proceselor. Da, da. Exemplu, s-a făcut un experiment. Exemplu, hai să ți arată chestia. S-au creat un robot să pune diagnostic. Se pune o terapie. Robotul a știut să face diagnostic. Și a dat medicamentul antibiotic care pentru boală respectivă. Pacientul a luat medicamentul de robot, n-a avut nicio rezultat. A venit un medic de compasiune, medicul cu empatie, medicul cu inspirație. Uman. Da, uman. Și l-a creat timpul uman între el și pacient. A creat această relație frumoasă și le-a dat același medicament. Și s-a vindicat pacientul. Acum le întrebăm pe filozoful, pe Faust, care el spune în cartea lui. Zice, medicul este medicamentul și nu medicul întâi, dacă nu este un medicament pentru bolnavul. Dr. Faust, al lui Goethe. Da, lui Goethe, da. Personajul. Pentru aceea eu bazez primul lucru, dacă eu nu pot să-l inspir cu energie pozitivă, cu credință, cu viață, cu chestii de asta, n-ai ce să faci. Și asta e maestrul nostru și marele nostru, înseamnă Iisus, inspiră cu chestia de asta. Când spune... Cel mai mare tămăduitor. Da. Când vine omul la el, se zice, credința ta te-a vindicat. Și când vine om cu umilință la el, cu smerenie, înseamnă când ai smerenie și umilință, atunci tu primești, tu asculți. Și chestia de asta. Dar dacă tu ești în depresie ca pacient și ești agitat și stare angoasă, degeaba noi tratăm boala. Trebuie să-l tratăm sufletul întâi. Trebuie să tratăm sufletul după ce să tratăm boala. Altfel nu merge. Altfel nu merge. Pentru că omul, dacă este în depresie... Deci deformările sufletului, deci problemele psihologice, mențin boala, contribuie la apariția... Depresie face imunitate, crește cortizol, scade imunitate, stimulează... Asta sunt măsurabile, se fac studii. Crește free radicals, stimulează apariția de cancer și chestii de asta. Și de asemenea s-au făcut studii, domnule doctor, nu ne puteți spune de studii despre impactul credinței și impactul exercițiului spiritual, practici religioase în evoluțiile diverselor maladii, nu? Dar asta trebuie studii controlate, să trăiască, să fii trăit, nu tehnică să zici, să spune tatăl nostru 10 ori. Asta nu merge. Trebuie trăire, trebuie să aibă liniște interioare, trebuie să aibă iubire de viață, indiferent ce se întâmplă la pacient. Indiferent. Eu spun la toată lumea, domnule, chiar dacă sunteți pacient sau nu, știți, să nu aveți boală, să nu ajungeți la stare de boală, trebuie în orice clipă, dacă simțiți o frustrație, depresie, stările angoase, trebuie să omul se curăță de asta, preventiv să nu apare boală. Și dacă are o boală. Deci o igienă a sufletului. Da, și o igienă a sufletului. Și dacă are boală, când are liniște interioară și este pozitiv cu el, ajută, stimulează sistemul de vindicare, autovindicare a lui. Și poate apare niște ori niște vindicări care depășește logica medicală. Asta este. Pe acest bază și sistem eu lucrez. Acum lucrez încadrat în tehnica medicală. Bineînțeles. De ce? Pentru că, din păcate, mult din asta medicina complementară vin la pacient ca un sistem de credință. Dacă nu crezi în acupunctură sau nu crezi de asta,
nu ajungi la rezultat. Deci aceste teritorii mai subtile ale medicinii energetice, cum se mai spune, nu? Acupunctură, homeopatie, factorul psihic e foarte important, are ceva, are ceva, o formă care e cum la o sectă religioasă. Știi? Pentru că, pentru că nu se lucrează acolo cu procese materiale, solide. Se lucrează cu cum este homeopatia, de exemplu. Acele doze infinitesimale. Eu înțeleg că schimbare de minte, dacă mai minte, când tu trăiești stare de vindicare. Acea metanoia. Metanoia. Creierul uman face o neuroplastie, un network, un DVD de vindicare. Dar întâi se face o DVD de vindicare în capul tău și care da anumit comandă la organism. Trebuie boală, DVD-ul vechi de boală, constituții de boală, eradicat. Să aibă delete. Test, delete. Delete. Da. Înseamnă, Iisus a spus, sunt iertat păcatele tale. Înseamnă, trebuie să faci delete. Boala ta, care de bază psihică, deci sau boala energetică, trebuie să fie un proces delete. Psihologic, da. De lucru cu tine însuți, cu propriile... Dar pacientul se simte că nouă născut, un ascultător, unul pozitiv, și atunci este programat pozitiv. Fascinat, domnule doctor, continuăm după puțină publicitate. Da, mulțumesc. Am revenit în platou cu invitatul meu special de astăzi la Schimbarea la Față, doctorul Rached Elias Daud, libanez, român, universal, om universalist, poet, medic, filozof. Domnule doctor, spuneați de foloseați termenul acela, neuroplastie. Se vorbește mult zilele astea de programare mentală, NLP, sau cum, programare neurolingvistică, foarte la modă și în mass media, și în cercurile de management, marketing. Este vreo legătură? Eu am ocupat de cercetările astea mult timp, să spun ceva, și asta va fi viitorul medicinei. Deja medicina este în mare schimbare acum. Primul lucru, în 90, în 85, când am început în practică medicală, am învățat la școală că neuron nu se regenerează. Știi? Asta este era dogma. Dogma. Nu mai e valabilă? Nu mai e valabilă. Și eu am spus se regenerează, pentru că l-am observat la stimulare anumite puncte la pacient cu paralizie, care s-a distrus parte de creier sau ceva. Se pot să programezi, se regenerează neuron, se umblă. Am avut unul care era în Anglia, pot să spun nume, era unul dintre ce construit în Anglia, care era direct, era președintele Channel 4, de televiziune Channel 4, știi? David. A avut Fundația Ford. Televiziune. El a avut lobotomie, n-a avut jumătate de creier. Deci... Și a spus, rămâne paralizat. L-am programat, celălalt creier se ocupă de celălalt în loc și acum omul umblă pe picioarele sănătos. Știi? Înseamnă, e posibil. În 2000 și ceva cinci s-au descoperit stem cells. Care sunt foarte la modă, se discută mult de... Acum ce se întâmplă? Dar cea mai bună chestie care spune de ce credința ajută în vindicare? Când te trăiești credința, dar trebuie să-l trăiești și trăiești vindicarea ta, pozitiv și așa mai departe, corpul, exemplu, ai trei stări în boală. Prima stare este frică și defense mechanism și ceva. Corpul secretă o substanță cu cortizol, care acest cortizol face imunodeficiența scade. După aceea, dacă ai voință de viață și vrei să lupți, începe catecholamins, adrenalina. Așa. După aceea, dacă ai ajuns la liniște interioară și la conexiune cu tine și împăcare cu tine în sân, corpul, creierul secretă substanțe... Endorfină și dopamina și neutrofină și toate chestii. Asta stimulează creștere de dendritele, de neuroni. Ramificare, complexitate. Plus, când trăiești în același timp vindicare ta și trăiești această vindicare prin un model sau prin o conștiință, înseamnă ajuns la nivel de conștiință că tu trăiești ca un om sănătos. Uneori, poate omul moare, dar spun se moare sănătos. Nu se moare bolnav. Știi? Se înseamnă omul este sănătos, înseamnă cu liniște interioară, cu toate chestiile de asta,
Și atunci ce este se întâmplă? Un sfârșit firesc, da. Nu în care după se consumă lui Kendall, Kendall care a fost tâlnă, care el o secretă anumite substanțele care se, care informații de trăire și de sănătate are transcripții pe moleculele. Un fel de transaminază K care se duce la neuron și stimulează gena. Gena cu tare care dă vindicare și stimulează acest corp și atunci cresc, fac neuronii, un fel de rețeaua, un fel de DVD circuit care este constituit pe vindicare, care dă ordin la organism, se întâmplă vindicare. Da. În momentul de credință, omul trăiește 100% trăirea lui că el e sănătos și nu are îndoiala. Dacă există acest moment la oricare pacient bolnav, 100% este vindicat. Da, da, asta e foarte interesant. Mi-amintesc și eu, domnule doctor, eram student în Florida, Statele Unite, și în anii 90, chiar George Bush, bătrânul președintele Americii, spunea la un moment dat într-un discurs că neuroștiințele sunt noua fizică nucleară, noua cercetarea creierului. Și, într-adevăr, la această universitate unde eram student, exista acest institut al creierului, da, finanțat de Pentagon, de Ministerul Apărării, Complexul Militar Industrial American, de cu 60 de milioane de euro. Cu eram asistent într-un laborator acolo și lucrau exact la ce spuneați dumneavoastră, la cercetări privind regenerarea nervilor. În cazul membrelor amputate era vizat acest proiect. Deci creșterea, sigur, se lucra pe animale, pe cobai, pe... Deci, dar să ne întoarcem la... Vorbeați de cele două emisfere, stânga-dreapta, emisferele creierului. Sigur, fără partea emoțională, că partea dreaptă este partea emoțională. Și stânga, așa se spune, și stânga... Stânga pragmatică, matematică... Da, da, da. Fără educație emoțională, înseamnă dacă un om este negativ emoțional, nu se întâmplă acest formare de DVD în capul omului pentru autovindicare lui. De ce? Trebuie să fie un complet armonie holistic, înseamnă, între emoțional, mental și fizic. Acest lucru înseamnă emoțional. Eu am lucrat la pacienți cu cancer și cum au vindicat. Am lucrat cu cercetări și teste emoțional. Emoțional, dacă are depresie, are stările angoase, dacă are agitații, dacă are represie, dacă toate chestii negative emoțional, asta sunt un blocaj care nu face nu poate să fi format acest dopamină în creier. Dar dacă emoțional devine pozitiv, se simte omul liniște interioară, se simte sănătos, se simte pasiune pentru viață, indiferent că corpul în ce stare este, indiferent, acest atunci are șansă de vindicare dacă corpul fizic răspunde. Doctor, această cumplită osândă care este cancerul, de ce unii se vindecă în pofida tuturor verdictelor de condamnare la moarte și alții care, în care se investesc și financiar și tehnologic, se investesc doze și protocoale de terapii cât se poate de intensive, de intruzive, își dau duhul? Uite, toate conceptul de cancer acum se schimbă. Întrem în o altă epocă de tratament cancer și eu cred în 5 ani, maximum 10 ani, deja este un drum sănătos de vindicare de cancer. Deja a început și am început cu chestii de asta. Primul lucru, omul se naște cu cancer. Cancer este în fiecare corp. Este o celulă în corp care aduce moarte și una care aduce viață, cum spune Heidegger. Știi? Sau cum spun în poezia mea, trăiesc într-o două impacte, una, știi, una de moarte și una de viață. Dar cum îi spune la genul aia morții? S-a descoperit recent, se vorbește mult de ea. Care... Da. Și atunci este o celulă haotică care nu merge în organismul, care în stem cells, există în stem cells, duce cancer, și o celulă care repară organismul și chestii de asta. Înseamnă acest cancer. Și asta s-a demonstrat. Când stem cells, când facem o transplantare de stem cells, uneori, dacă nu punem în locul potrivit, se duce celulă și formează cancer. Se numește tumoarea teteron, cam așa. Da. Știi?
Și atunci s-a descoperit stem cells are celule chestii de astea. Doi, acest celulă de cancer este uneori celulă mai sănătoasă decât organismul. Și atunci, în loc să spunem, cum a spus Nixon, war against cancer, război against cancer. Cancer nu trebuie război. Și atunci nu trebuie, nu trebuie arme chimice și nucleare și atome ce să le... Cancer este o parte din organismul nostru. Ce e noi frumos în cancer? Prin face metastaza și atunci directează tot organismul. Atunci noi trebuie să știem să, în loc să-l omorim așa tare de tot și facem o omorim și celula sănătoasă și celălalt, trebuie să învățăm celelalte celule să fie energetic, să trăiesc cu celulă cancer și să fie acest echilibru în organism, să nu fie invaziv cancer. Știi? Asta doi. Al treilea, cancer nu-i dead sentence, este o parte de noi. Putem să trăim cu cancer 100 de ani, dacă știm să trăim. Dar în momentul când omul în cancer dereglează sistemul, are depresie, are stările angoase, are slăbiciuni de corp și celălalt, atunci cancerul apare și favorează asta cancer. Trebuie să eliminăm toate factori care favorează apariția de cancer. Și toate chestiile astea. S-a observat, când stimulăm celelalte celule, corpul, și îl dăm energie și îl stimulăm și celălalt, și omul are o conștiință de vindicare, ceva foarte curios, că cancer nu mai devine blând, nu mai este metastatic, și omul se autovindică de cancer. Acum, în tehnică modernă și în laborator, noi acum învățăm corpul în cum se luptă împotriva cancer. Înseamnă T-cells, în loc, ei nu cunosc celulele imune cancer, se învață despre cancer. Și atunci și se protejează corpul, cancer să nu fie invaziv. Înseamnă, să ți dau un exemplu, să înțelege public. Imaginez într-o țară, este o revoluție, niște fanatici au luat puterea, asta se numesc cancer cells, și vor să distrugi țara. Și atunci, prima, se spune, m-a întâmplat în România. Ai prima șansă, îl chem pe rușii să-l bombardează și oameni buni și celălalt bun se salvează România și atunci distrugi oameni buni și fanatici și toată țara distrusă. Și asta se întâmplă cu terapii de cancer. Este al doilea situație. Înseamnă creez un război civil, înseamnă ataci celulele, lupte înăuntru, înseamnă înveți pe celalți oameni să lupte împotriva fanatismului în țara și atunci îl ajută pe celalt și atunci devin război civil. Nu, este al treilea formulă cel mai sănătoasă. Acest fanatic sau tumoarele celulei în organism sau în societate care domină pe corpul sănătos, le protejez, îl înconjurez bine, cu apărare și te duci cu ei oriunde și nu las pe ei să fie destructiv la societate. Domnule doctor, pentru asta este o tactică acum, cancer important. Management. Bun, foarte important, îmi dați ocazia să traversăm și în alte teritorii. Foarte importantă analogia între organismul cancerii gen uman, individual și societate ca sigur. Și organism, societate ca și organism. Acum vorbeați de acest demers al intuiției, al apropierii sufletești, al empatiei. Dar la nivel, când societatea ca un ansamblu, am văzut cu toții filmul Matrix, vă amintiți pilula albastră, pilula roșie. Când trăim într-o zonă în care vorbeam și de programarea psihologică, mentală, când trăim într-o zonă în care suntem toți cu toții robii unei paradigme de dominație, de control, de manipulare, de. Cum se poate face trecerea aceasta de la acelui tip de cunoaștere de care vorbeați, sigur. Inspirate, inițiate, cunoașterea înțelepciunii, nu? Care este, se transferă de la creier la inimă. Cum se face această tranziție de la cunoașterea aceasta rece, cinică, pragmatică, calculată, a controlului și a separării dintre indivizi în care trăim acum? Uite, hai să dau exemplu în România, să fim practic. Să pornim cu România. Da. Pentru că eu sunt în afară și ved lucruri obiective și țin foarte mult la țara asta și sunt și scriitor aici. Hai să vorbim despre România. În România, să spunem, în situația actuală, știi?
Este o mare depresie în țară. Știi? Mare depresie. De ce? Lumea este o boală socială. Și vezi, majoritatea oameni au probleme pe plan emoțional. E o maladie a întregii comunități. Maladie emoțională. Întregi... Toți nu sunt mulțumiți, majoritatea. Nu sunt mulțumiți. Și asta proiectează odată pe guvern, odată pe comunitatea europeană, odată pe problemele globale, economice. Tot lumea căutare plâng, de sapi spășitori, văicăreală continuă, deci, plângere. Cum rezolvăm situația? Știi? Înainte de acuzăm Comunitatea Europeană sau Guvernul de la București sau celălalt, trebuie sau să celălalt. Schimbăm noi înăuntru. Primul lucru, trebuie să ne eliberăm de boala noastră emoțională și de dependență și așteptări de la alții. Știi? Și întoarcem la potențialul nostru și credința. Și începem cu ce putem să facem cu mulțumire și cu răbdare și cu poze și cu speranță. Înțeleg? Al doilea, trebuie să știm să lucrăm în grup. Pentru asta eu l-am format această asociație în România, Neprofit Organizație, să știe lumea cum lucrează în grup, se comunică cu iubire, cu credința lor de viață. Românul are credință, dar trebuie să transformă această credință, nu într-o forță de construcție, nu motrice. În ceva paranormal sau Hristos, da. Sau ceva, în ceva practic, domnule. Credință în El, în ce face, în activitatea Lui, în viața Lui. Știi? În loc se plânge. Știi? Și se întoarce la potențialul Lui, care are un potențial extraordinar. Uite, exact în sensul ăsta a apărut acum o analiză care contrazice această stare de spirit de care vorbiți funestă, pentru că pe un site de Econtext, de analiză economică, spune că suntem posibilul viitor tigru economic al Europei. Sigur. Pentru că suntem a doua țară din Europa la cumpărarea de utilaj pentru producție, deci retehnologizare, reindustrializarea României. România are de toate. Și de bogăție, are și curățenie. Nu s-a poluat, nu s-a compromis. Încă pământul, da, pământ. Netoxic. Și încă sistemul negativismul de la capitalism. Toxicitate însă... Încă n-a poluat capul. Încă românul, dacă acum nu găsește de mâncare, nu se duce acum iarăși îl cumpără pe el banca sau îl devine un McDonald's sau cine știe, intră în acest joc de bani, obsesii, stările angoase, trebuie... Are un întoarcere la el, întoarce la țară, domnule, lasă-mă în pace, poate mai întorc în țară, eu ce cresc pe un porc și am un vin de casă și trăiesc liniștit și se apelează la sofitul. Deci are sustenabilitatea, da, firea lui. Are întoarcere culturală, spirituală, la ce, la rădicina lui și originea lui. Pentru aceea eu nu pierd, eu am o speranță mare de această țară, pentru că românul, vezi românul cum este. Acum te duci și îl tratezi sufletește. Și raportezi la el cu suflet. Și se vede încredere. Se vede ce potențial. Se vede ce generozitate. Se vede... nu le interesează lumea materială. Pentru că românul trăiește prin puterea sufletului. Și credința. Dar asta trebuie să-l găsește în munca lui. Și să fie actualizată cu situație. Și să fie, îl da la el puterea și îl da la el să nu mai lasă pe propaganda străină sau capitalistă care manipulează pe el pentru marketing, să-l face brainwashing. Lasă, domnule, toate chestia asta, lasă dolarul și euro, nu fac euro schizofrenia acum. Nu fac, nu sunt un pui în o fermă, în o farmă europeană, știi? Eu am, domnule, am credința mea, am pământul lui. Și al doilea, dacă românul înțelege acest lucru și întoarce la potențialul lui, unu. Doi, trebuie să-l înțelege românul, este o țară cea mai bogată în Europa. Are de tot, domnule. În această țară nu mor de foame. Are de tot. Are de tot, domnule. O mică grădină poți să-ți dea mâncare cât te vrei. Da. Știi? Mănoasă. Al treilea este relația între oameni. Românul, când imediat aici oameni sunt deschis, știi? Vezi, în orice moment, indiferent, poate acum sunt ocupat de business, poate acum sunt multe lucruri, au intrat și au compromis și au fost naivitatea lor
compromis și acum nu mai au timp să mai socializează sau se creează acest timp de iubire între ei sau comunitate de la, ca la țara, când toți români ajută unul pe celălalt, se face o familie alergită, o familie, extinsă, o casă la vecin sau cu tare. Dar românul asta are origine. Dar dacă românul se eliberează de chestii de asta foarte bun și românul este mulțumit cu puțin, fii atent, în firea lui n-are la cum e. Dar, domn doctor, la final nu putem să nu ne oprim un pic și la 2012, acest an, atâtea așteptări, atâtea profeții, prorociri despre dezastre naturale, despre războaie, despre crize, sfârșituri, începuturi. Acum, recent, la Amsterdam, de cu o săptămână în urmă, președinta Organizației Mondiale a Sănătății, doamna Margaret Chan, spunea că medicina se apropie de un sfârșit, de un final al unei ere, așa cum o cunoaștem, și intră într-o nouă eră post-antibiotice. Se pare că medicina de război, cum ați definit-o, cum spunea Nixon, război împotriva cancerului. Imperialistă, și patriarhală, nu? Și patriarhală. Și da. Este, de fapt, la sfârșit, pentru că sunt germeni atât de potenți, s-ar putea și să asistăm și la sfârșitul chirurgiei, pentru că fără antibiotice eficiente, spunea dânsa, care să acționeze în infecții, superinfecțiile care deja creează mari îngrijorări și probleme și în Statele Unite și în... Normal. Cum? Uite, eu când lumea vorbesc despre 2012, eu întotdeauna, și dacă vorbesc despre apocalipsă, știi ce înseamnă apocalipsă? Dacă mergem la rădăcină, etimologia la rădăcină, este vindicare, este spiritualizare, este revelație. Asta revelație. Dar pentru că oameni când vorbesc despre sfârșitul lumii sau apocalips, trebuie să au credință să pot să vorbesc așa. Altfel, fiecare clipă este sfârșitul lumii. Fiecare clipă sunt sfârșitul dacă n-ai credință. Da, și fiecare clipă... Și cum vezi lumea, cum ești, vezi lumea. Și fiecare clipă un început. Da, mulțumesc început. Foarte mult. A fost, și atunci... Trebuie să, da, foarte pe scurt. Și atunci, acest 2012 este o schimbare în conștiință de oameni. Asta este. Înseamnă, este transformare. Cădere de epoca veche și intrăm într-o epocă de resursele umane, de spiritualitate, de iubire, pentru că planeta atât de mare, nu mai poate, și oamenii au devenit foarte mult, nu pot să au existență mai departe dacă nu vine un sistem de iubire și spiritualitate. Mulțumesc foarte mult, doctorul Rashed Elias Daud, o mare plăcere, o adevărată inspirație a fost pentru noi, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru atenție, tuturor vă doresc o săptămână plină de lumină și pace.